sute de persoane l-au condus pe rapsodul Vasile Mucea pe ultimul drum. Artistul s-a remarcat prin talentul său inconfundabil. Bilca, sute de persoane l-au condus pe ultimul drum pe rapsodul popular Vasile Mucea. Artistul s-a născut la Bilca la 11 martie 1933 și a întemeiat în anii 50 taraful tradițional Bujorul. A provenit dintr-o veche familie de muzicanți, bunicul său, Parteni Bujor, fiind un cunoscut violonist în zona Cernăuți, înainte de Primul Război Mondial. Vasile Mucea a mai avut doi unchi trompetiști care au murit pe frontul italian în Primul Război Mondial. Cel de la care a deprins meșteșugul viorii a fost fratele său mai mare, George, mort pe frontul rusesc în cel de-al doilea război mondial. Copil fiind, a învățat să cânte la vioară la 7-8 ani, în 1945. A cântat prima oară în public la o nuntă de țigani. A fost printre ultimii rapsozi ai Bucovinei care, prin talentul său nativ, s-a străduit să transmită generațiilor următoare valorile neestimate ale Bucovinei. Vasile Mucea este cel care a cântat înaintea lui Grigore Leșe Cântă cucu-n Bucovina, cântec descoperit de el prin satele din zona Storojinețului. În ultimii ani, cântece vechi precum Bătrâneasca, Rusasca și Huțulca au căpătat identitatea lui Vasile Mucea.